îmi aduc nepoții cu sentiment de patriotism, fără pafos. În rest, nu mă ocup cu nimic, îmi caut de familie, mulți îmi zic și chiar atât, și fratele mai dau unul, ce nu duce avocat. Cum așa, iau, acel, acel, ia ca Alexandru Tănas, președinte cu curții constituționale și avocat și nu e rușin, tu ce nu duci? La noi, iar aici nu vreau să critic, dar sunt oameni destul de pregătiți, sunt și mai puțin pregătiți, dar în principiu nu depinde de dâns și nimic. Nu depinde de nimic. Fiindcă nu sunt ascultați, fiindcă așa e sistemul justiției în Republica Moldova. Și eu, fiind un om destul de pregătit, pe departe, eu sunt emoțional și eu pur și simplu mă tem, nu de ce se petrec în societate, eu de mine mă tem. Când m-aș duce în procesul X sau Y și mie mi se spune, domnul Iacu, stai acolo, stai, așteaptă, stai acolo, adică se primește numai, te-ai dus, ai dus pachetul, ai hotărât problema. Dar eu nu sunt omul cu pachetul, e exclus. De ce? Când mă duc eu și am țin o pledărie în fața nu știu cui, nimeni nu are de gând să te asculte și nu costă nimic. Și de ce? Pentru un salariu, știu, decent poate, dar să mă duc să am un atac de cord, banii ce e, noi știm ce medicină avem în țară. Și eu banii ce e, n-am să-mi ajung să mă lecuiesc. De ce? Eu mă stăruiesc să-mi păstrez sănătatea. Eu s-o cot că aportul pe care mi-l aduc eu în educația nepoților tot costă bani. De ce? Decât să plătesc cineva străin să vii să ocup cu nepoți, mai bine mă ocup eu și eu sunt crezut că educația care îmi dă eu n-a să de niciun fel de dedac și așa mai departe. Deci îmi fac meseria de bunial. Mai sunt cazuri când cineva încearcă să mă, știți cum la noi, la moldoveni, eu, fiecare s-o cuat cu el cel mai deștept, el poate să dea sfaturi și îmi dau sfaturi. Că, hai, și unii îmi dau sfaturi, chiar și buni, dar alții, ce, te lovi, vrei să te bagi, vrei procuror general, e exclus. Procurorul general nici nu visez. Desigur că dacă m-ar asculta cineva, eu l-aș consulta cu procurorul general. Și pe actualul, și pe viitorul, nu știu cum. Își dau un sfat, dacă ar vrea să asculte. Dar să mă duc, să pretind la procurorul general sau altă funcție, nu. Nu. Undeva, desigur că aș dori, mi-aș aduce aportul, fiindcă, hai să vorbim cinstit, statul, societatea, națiunea Republicii Moldova, în 35 de ani, o introdus în mine. În mine sunt acumulate cheltuiele societății moldovenești. Eu nu știu cât costă treaba asta, dar până m-am făcut eu Ion Deacu, pe care îl vezi, mata muia în față, eu cost ceva. Și eu aș vrea să restitui, măcar cât de cât. Măcar cât de cât să restitui. Duceți-vă în Statele Unite, eu am fost în Statele Unite. Oameni de nivelul meu, acolo nu le dă drumul societatea. Ei sunt folosiți în diferite posturi și așa mai departe, până la dezbătrânețe. Pe bine cu părere de rău, actuală, nu mai spun de stat, dar procuratură. N-au ex mai vreodată, fiindcă eu le dau sfaturi. Nu le convine. Nu le convine. Îmi pare foarte rău. Eu vreau să ajut. Nu vreau să critic. Dar dacă așa e situația, cum ne spune, se primește ca critică. Eu nu, chiar dacă critic, nu-i scop să critic. Scopul meu să-l ajut. Dar omul dacă nu înțelege, cine ești tu? Cine ești tu, băi? Ești deștept, șezi acolo. Șezi.